știi să folosești, dacă ai ști să folosești 50.000 de cuvinte, dacă ai ști să le folosești sau le știi pe toate și le-ai băga și le-ai folosit frecvent. Nu m-ar înțelege oamenii. Nu te-ar înțelege oamenii. Trebuie să stau doar cu academicieni. Degeaba știi multe. Stau cu toți academicieni. Academicienii. Când îmbătrânesc? Te reapuci de băut. Când te reapuci, cu cât avansez în vârstă, mă reapuc mai ușor și mă las mai ușor. Crește frecvența, practic. Lasă și tu, Sorin, telefonul. Bună seara, podcast. Continuă. Bună seara, podcast. Bună seara, podcast. Deci ziceai că te reapucat de băut. Doar de băut. Nu, m-a reapucat de fumat, dar după o pauză destul de scurtă. În principal să... Adică ieri a făcut pauză și... Am vreo săptămână sau două pauză, cred că vreo 9 zile. Dar 9 zile? 9 zile, parcă e distanța perfectă. Și ce facem în pauza? Dacă mă întrerupeți, nu o să iasă nimic din poveștile astea. Dacă ce? Dacă mă întrerupeți. A, nu credeam, vreau să te ajut. Asta și mai rău. Mă descurcam, știam unde merg cu povestea. Bine, hai. Nu mai știu ce ziceam. Te ascultăm. Dar în principiu, că dacă te lași, când 9 zile e distanța ideală să te lași, te reapuci fără, cumva doar continui vacanța. Cumva, nu știu dacă știi despre iarbă, dar dacă fumezi mai mult de 5-6 zile, așa de dimineață până seara, nu mai este foarte plăcut. Dacă nu mai simți vreo diferență în viață, doar viața ta devine omul fumat. Dar fumezi în continuare pentru că e cumva reliving, adică ajută la ceva. Radu nu trăiește în România, nu? Ca să fie clar. Deci okay. Să într-o țară unde are voie. Efectiv, am aterizat în seara asta, da. Acum. Să vină. Se fumează la Ryanair în avion, vă zic sincer. De către Radu. În baie, da. În baie, dacă ai ursuleț de aia, poți să mergi să-i mănânci. Ce? Ursuleț? Ursuleț de fumează. Nu se fac, doar am făcut o glumă asta. Deci măcar să aici. Eu cred că poți fuma. Știi când cred că poți fuma? În momentul în care trage apa și trage jetul ăla. Atunci clar trage fumul. Trage un fum mare și îl dai acolo și mai trage apa odată. După ce a stâns știgala repede tare? Nu, cum o prins, tragi în tine continuu. Trebuie să bagi capul. Ai jetul de apă care curge, ai băgat în jet, s-o stingi și dai fumul când ai tras apa. Nu așa se face. Deci întâi te caci ca să fie... De ce să te caci? Ca să pută foarte tare, să acoperi. Da, să fie greu să zic, ăsta cred că a mâncat iarbă. Cumva stupi ușa dintre... Da, și atunci te apleci cu țigara și cu bricheta lângă rahat acolo și cu piciorul te să apeși, dai drum și dai drum... Atunci îți dă... Și cum o stingi? Că trebuie să o stingi. Ce? Trebuie să stingi țigara, că după aia fumul urcă spre senzor. Asta, există un mit că sunt niște senzori foarte buni în băile din asta. E un mit, totuși. Nu știu, poți l-am testat de aia. Poți încerci senzorul cu bricheta. Prima oară când zbori, încerci cu bricheta, vezi cât de mult poți să testezi senzorul pe 10 zboruri. Și zici că este ca, n-ai voie cu bricheta să intri în avion, că nu te lasă. Nu, ai voie. Stai mă, ce, cu bricheta ai voie? Cu bricheta ai voie. Și chibrituri. De multe ori am o brichetă în buzunarul de la chiuzdan. Cu cuțit n-ai voie? Da. Și depinde de cuțit. Cred că un cuțit de bucătărie te lasă. Deci nu? Dacă e lama, la un cuțit de bucătărie normal, de exemplu, e lama prea mare. Cuțitele care sunt legale sunt cât... Avea cineva zilele trecute aici, cred că la open mic. Cât să n-ajungă la inima pilotului, doar să-l înțepe un pic. Arată că alea de brânză, dacă le știți. Alea sunt cuțitele. Dar ai voie cu lamă de cutter la dimensiunea? Cu lamă de cutter face damage extraordinar de mare la dimensiune. Cu cutter nu cred că ai voie. Pentru că la această dimensiune o lamă de cutter este fucking deadly. Nici cu lamă de alea de schimb de bărbierit, de brișcă. Voi ați vrut vârf de bisturiu? Nu. Ai văzut? Nu m-am operat la ochi. E cam, aici e ca un cutter, dar are un unghi și este fucking... N-ai văzut să tai așa ceva. Deci e taie extraordinar. Nu simți că te tai cu el, man. E și anesteziat, ar fi nașpa să nu fie anesteziat. Dacă simți ceva, nu este bine. Da. Bine ai venit acasă, Radu. Ai auzit de incidentul gheboasă? Mi-am auzit, nu știu exact ce a cântat omul, dar sunt pentru el. Care a fost aia țigancă? Da, domnișoară de etnie romă, că nu vrei amendă? Eu o să-mi dau un microfon.
E de ce e la știri, vorbește ce da. Despre asta, nu putem să okay. despre da, versuri, da. Dacă citești versurile, da, dacă le citești versurile, dacă citez, cineva citează versuri, îl lăsăm pe Sorin. Citez țigancă frumoasă, da. Dai din găoază, da. Filme bing. De groază, nu? Bing, da. Da, deci nu pare rău asta totuși. Mie mi-a trimis că e frumoasă, adică e cumva un compliment. Așa, dă din găoază. Da. Ceva de speriat, dar să zic că ceva de speriat că nu rima cu găoază și atunci imaginez dacă spui asta la dacă mergi la facultate, la intri într-un seminar și țipi asta, da, mi se pare că cel mai în contextul petrecerii, mi se pare că cel mai urât vers de aici este filme de groază, pentru că implică sânge. Găoază e curu sau pizda? Ambele. E la ambele. La latitudinea privitorului, cred, da. Ok, deci e licență poetică. De asta e frumos cuvântul găoază, că da. De asta e misterul cuvântului. E un cuvânt foarte subtil al limbii române. Dar găozari, tu ce variantă știai? Găozari erau oameni care nu la găoază, nu? Da, care făceau fântâni. Cred că maxim 26 de cor, nu mai mult. Așa se numeau pe vremuri fântâni. Da, oameni care supărați pe gheboasă, să văd cum scriu, că oameni că ea care supărați pe gheboasă, ea care fac dexul. Execut găoază. Profesionist. Ideea este că el s-a dus cu melodia asta pe care o are de ceva vreme pe internet, adică ea cred că a fost la Untold. Untold. Și pentru că după Untold ei au transmis live concertele în general și la concertul lui era și pe lumină și era în față, în public, foarte mult public tânăr, foarte multe fete tinere, adolescente, albe care cântau asta deodată cu el, se bucurau foarte mult. Dar mi se pare că e în lege că n-ai voie să spui țigan. Citez. Da, dar dacă e. Așa scrie în lege, n-ai voie să spui țigan. Eu am văzut pe băieții ăștia care sunt lăutarii lui Țancă. Așa. Într-un story la un moment dat că aveau ăsta ciorile au umplut orașul și să filmăm pe ei. Era titlul de titlul de știri de la Pro TV, dar zis cu erau și ciorile au umplut orașul și locuitorii sunt speriați și ce să filmăm și era o glumă funny, da, și era speriat. Foarte funny, dar era pentru că au făcut ei a fost ei, tolerată și așa. Deci, a fost un scan. Găoază. Ăsta a fost cuvântul pentru care a fost amendat. Pentru găoază, nu pentru țigancă? Da. Găoază este să-și mai rău un pic. Anus. 1. Anus, 2. Gaură, 3. Vagin, 4. Cloacă. Cloaca este, după cum... Deci e mai mult anus decât vagin, dacă e 1 anus. E 1 anus. Da, e 1 anus, e 1 anus și 2 gaură. 2 gaură, 3 vagin, adică... 3 vagin. Până la vagin, dai și în gaură. Adică e găoază din perete, poate să fie lejer. Se greșește, s-a intrat pe pire la Academia Română. Dă și mie bormașina să fac o găoază. Să văd prin peretele ăsta. Marea problemă, cred eu, cu asta e că amenda a venit de la jandarmerie. De ce? Adică dacă erau... Jandarmerie? De la jandarmerie, da. Nu a venit de la Consiliul Național împotriva discriminării, cred că așa. Da, nu aveau cum să amendeze pe gheboasă, că era de porc. Și pentru că deja melodiile astea existau. Da. Și la un moment dat pe el s-a dus chestia asta viral, a apărut la știri. Din câte am înțeles, el s-a dus la România TV, unde îl aștepta un studio foarte pregătit să-l discute. Un platou cu găoase. Da, era acolo Victor Ciutacu și cu alți oameni din ăștia puși pe scandal. Și când a venit băiatul ăsta în studio, toată lumea a fost de acord cu el, că el a zis că, bă, asta e melodia mea, asta cânt eu, nu e doar melodia. Dar mi se pare că sunt piese mult mai agresive, adică asta e soft. Da. Și acum, că de asta vă întrebam dacă sunteți la zi cumva cu incidentul... Nu știm ce s-a mai întâmplat. E că după ce s-a întâmplat toată chestia asta, ca să nu pară că discriminează, au mai amendat încă... Pe Nane bănuiesc, nu? Sau pe cine? Nu știu dacă pe Nane, știu sigur că pe Paraziții și stai să văd că mai era încă cineva. Ca să fie toată treaba... Au avut Paraziții concert și ei în perioada asta? Au fost și ei la Untold, cred. Ok. Da. Pe Paraziții. Și au zis tot găoază sau ce au zis? Nu, ei au cântat, au și ei. Au de ale lor. O chema, probabil, ceva, nu știu. Stai să vedem. Așa, și cu cât i-au amendat? Sumă modică până în 10.000 de lei, cred. Tot e scenariu, dacă tu ai copilul tău, îi pui numele găoază și îl strici pe stradă, găoază, așa îl cheamă pe copilul tău, îți dă jandarmul amendă? Ar trebui... Nu ai voie să pui nume din astea. N-ai voie să pui nume găoază? Este lege, este lege care protejează minorul de nume demente puse de părinți. Atunci ceva ce iese din spectrul ăsta, poți să zic că bă, nu.
Adică tu nu poți să pui numele orice nume vrei tu. Pe lângă asta au fost și câțiva comedianți care au postat că și ei au înjurat pe scenă și vreau să știu care e, care e poziția. Eu nu o să postez că am înjurat pe scenă. Păi nu o să, o să la viitorul show să zică Oază pe scenă. E așa. Deja video pe internet, adică nu trebuie să postezi. Dar nu, dar asta încerc să spun. Adică e, mie, mi se pare, mie mi se pare că în primul rând oamenii care își dau cu părerea despre ce se întâmplă la Untold nu este pentru ei. Adică tu dacă nu-ți simți, ești, tu ai putea să te autosesizezi și să faci scandal dacă tu ești consumator de Antol, de electric, de nu știu ce. Și te duci la toate festivalurile și, domnule, din toate festivalurile pe care tu le-ai, pe care tu le-ai văzut, cuvântul găoază din piesa lui Gheboasă ți-o stârnit revoltă, atunci probabil, dar în momentul în care tu auzi de la unii care au filmat că ceva, exact. Nu-i pentru asta tine. E, că inițial revolta a fost pe faptul că e filmat, că e pe internet, după care aici este problema, a amendat pentru ce s-a întâmplat acolo. Adică aici este jandarmeria poate să fucking amendeze. Problema Untold-ului și problema artiștilor că au semnat să fie de acord să se difuzeze, da, cântarea. În același timp e ciudat că au amendat artistul și nu festivalul, dacă e problema festivalului. Dacă poate amendă pe persoană fizică că rostești găoază. Festivalul nu avea voie să... În live. Aici am înregistrat, nu e o problemă. Zici tu, Toma, găoază. Aici putem zicem ce vrem noi. Găoază, găoază. Nu mai vorbiți așa mult că Toma se dă peste cap. Ție ți se pare că e ok că a fost amendat băiatul ăsta? Pentru muzică pe care... Evident că nu. Ok. Că, uite, dintre oamenii pe care i-am eu în față acum... Tu cumva ești cel mai diplomat. Pare că dacă el ar trece pe lângă stadionul Untold și ar auzi găoază, s-ar supăra un pic. Nu știu dacă s-ar supăra. Nu, nu s-ar supăra, dar și-ar pune căștile. N-ar susține asta, da. Nu, n-aș trece pe lângă stadion, în primul rând. Nu, n-am ce să caut pe acolo. Ce să faci în Cluj? Nu, nu cred că sunt cuvinte care m-ar supăra. Nu. Adică nu, sunt de părere că nu ar trebui niciun cuvânt interzis. E o ordine de cuvinte care te-ar supăra. Nu există nicio limită. Nici o ordine de cuvinte? Ordine de cuvinte poate să fie o frază care te supără. Poate să fie, dar poate să mă supremă personal, dar n-aș milita împotriva... Supără, dar nu care... Da, n-aș milita să fie interzisă din punct de vedere legal. Că nu mi se pare... Adică e o pantă foarte... alunecoasă. Da, mulțumesc. Vă dau dreptatea. Voi ați primit amenzi? Vreodată? De ce să stârnim aceste discuții? Amendă la activ? Eu am amenzi. Deci am doar de circulație. N-am plătit vineta în Ungaria, pișamaș pe sufletele lor. De oameni care dau legea în Ungaria, mă piș. Ca să-l fută pe Sorin nasă. Nu, mă, știi care e duma? Fii atent. Deci tu ai o oră, să ai o singură oră de când ai intrat pe teritoriul Ungariei să plătești vinietă. Mie îmi dormea copilul în mașină. Eu n-am putut să opresc o oră că n-am vrut să trezesc copilul. Și după ce s-o trezit copilul, am oprit la o benzină și am plătit. În ziua aia am plătit vinietă, dar era o oră jumate, nu era o oră de când am intrat pe teritoriul Ungariei. Și mi-au dat amendă. Problema nu este că mi-au dat amendă. Problema e că atunci când mi-au dat acasă în științare, mi-au trimis-o la o adresă. Eu n-am apucat să iau plicul. Oamenii de acolo nu mi-au deschis plicul pentru că nu vreau să-mi deschidă plicul să nu violeze corespondența. Dar mi-au umflat, deci vineta era 100 de lei și eu am plătit 12 milioane. Pișam așa în sufletele lor de jeguri de la de agenția pulii, da, care au dat legea asta. Adică asta adică e bulgarii s-au dat amenda, nu? Nu, mă, ungurii, mă. Ungurii? Da. Dar ești bulgari. Nu, mă, ungurii. Ungaria, nu Bulgaria. Bulgaria. Și m-am... Dar fii atent, și este amenda, este... deci, fapta s-a produs în 2021. Da? Deci finalul 2021 sau ceva genul. Dar nu sunt la ieșirea din țară, că ar trebui să fie, că la... Bă, eu am intrat pe un punct vamal destul de mic. Nu erau. Era doar vama și după aia am intrat pe autostradă după mult timp. Mergi printr-o zonă când mergi pe la Valea lui Mihai, cum am trecut eu, sau pe la Salon, dar nu mai știu pe unde. În fine. Eu oricum e un punct vamal mic. Am ieșit pe acolo și nu erau fix pe lângă. Și am zis, pișat. Online? Dar nu m-am gândit. Pentru că nu m-am gândit, pentru că am crezut, bă, la noi în țară, dacă îți cumperi, îți cumperi, nu știu cum e pentru străini. Dar dacă mie mi expiră pe 21 și eu la 21 seara mă duc să cumpăr și începe de astăzi, de azi începe. Adică să ia și retrospectiv ce-a fost. Poți să iei așa la noi? Nu cred. Eu nu cred că poți să iei în ziua aia dacă e seară. Cum să nu?
E pe 21, până nu, la ora 12 nu, se pare că de mâine îți da. Nu, nu poți să iei. Începând de mâine, cred că îți da. Nu poți să iei decât de a doua zi. Da, așa știu și eu. Nu ai cum. Eu nu cred. Poți să iei dacă intri în țară? Nu știu cum e pentru străini. Dacă intri în România, să iei nicăieri intri în România? Să ne zică rapid că el e străin. Dar faza a fost că... Trebuie, de asta zic, dacă intri în țară, când ți-o cumperi, atunci e valabilă. 24 de ore după și după aceea... Dar ce se întâmplă? Eu dacă demonstrez că eu am mers o oră pe drumul pe care eu l-am ales să merg și n-am găsit nicio benzinărie să plătesc, eu pot să demonstrez asta? Eu zic că merită să duci lupta asta. Da, și eu cred. Totuși sunt 12 milioane. Deci asta este o amendă care te-a marcat. Așa pare. Bă, mă doare sufletul, nu cățaș gură. E profund. Dar mi se pare d-ampulea. Mi se pare d-ampulea că nu vine cu amendă mai mică. Întâi, bă, 4 milioane întâi, zici ceva. Aia e pe first strike, second strike. Da, mă, mi-au dat, deci fii atent, era 500 și ceva de lei. Dacă primeai în primele, nu știu, două săptămâni ceva, prima săptămână, dacă plăteai sau ceva. Dar cred că e să, pentru că ești român. Cred clar. Că de asta. Că mă urăsc, nu? Un lei, altfel. Nu, nu-i dă amendă. Da. Doar pentru români. Românii care intră la granița cu România. Dar am schimb numele în Suci. Dar tu n-ai ascendent ungur? Poți să iei cetățenie. Știu că poți să iau. Ați auzit teoria că toată chestia cu gheboasă a apărut din cauza că au mărit așa taxele și nu vor să schimbe subiectul în discuție? Adică o conspirație, poate cuvinte? Pare conspirație, dar s-ar putea să fie. E posibil. Aia pare e mare chestie, că l-au mărit de două ori. Eu zic că cel mai câștigător e gheboasă de aici. Absurditate, da. Care ar fi putut să discute lumea despre lucrul ăsta. S-a spus și că măresc taxele ca să nu se discute despre pensiile speciale. Nu este adevărat. Sau a plătit Consiliul Trepărilor să bage în față fenomenul trep. Și până la urmă, se măresc sau nu se măresc taxele? Încă nu cred că s-a votat. Fai să mă piși. Asta mă supără mai tare decât ea 12 milioane. De la unguri. Cred că te costă un pic mai mult. Te costă mai mult. Ce? Un pic mai mult. Dar, Toma, amendă? Ai plătit amendă, erai cu mine în mașină. Da, bine, amendă de circulație, dar nimic. Și atunci când ți-ai arătat curul pe geamul de la tren? N-ai luat până la urmă? Nu, s-a prescris, s-a prescris pe geam. Aia a fost. E bine, mă, vezi că e bine să te recunoască lumea. Nu, și e și trist, că ce amendă am luat de viteză, am luat așa 71 în zonă de 50. Adică nici măcar nu. Mie mi se pare trist că dai amendă, oprești mașina. Da. Asta mi se pare că de fiecare când se inventează un sistem nou de siguranță, ar trebui rescrise legile și n-ar trebui toți băgați în aceeași oală. Anumite mașini ar trebui să aibă senatorii, vedetele. Nu la aia mă refer, fii atent. Dacă eu am o mașină de epocă, așa. Mașina mea de epocă are tamburi și atunci eu când frânez, mie mi-a... de două ori distanța pe care eu iau unei super mașini care are discuri de frână atâta și noi frânăm la același timp, eu mă duc, păi legile astea sunt făcute pe vremuri, nu se mai adaptează și legile astea un pic? Da, dar asta presupune să înțeleagă și polițiștii aia mecanică și... Dar nu trebuie să înțeleagă polițiștii mecanică. Tu știi, având informația asta, pe talonul tu trebuie mașinii, să conduci prudent. Deci rarul trebuie să-ți dea sticker pe talonul mașinii, să ai mașini de galben, de verde și de roșu. Păi stai, ăsta de epocă poate să intre în curul oricui, doar că pune frână mai greu? Da, că nu se... Adică el, într-adevăr, merge cu viteză... Dar eu aș fuge din țara pe care o conduce, Sorin. Mi-ar fi frică. De ce? Prea e super nișă. Ce? Cu o mașină de epocă frânează greu și atunci să ia la excepție de la regulile generale. Nu mă. Deci sunt mașini... Deci să... Când să bag un model pe piață sau rarul, să aibă o limitare. Nu asta mi se pare regulă clară. Ai un, nu știu ce, Ferrari. Bandă de Logan, bandă de Ferrari. Exact pe aceeași chestie, adică toate mașinile zbăgate, deci el merge cu 71 de amendă. Dar e vorba de om, nu de mașină. Este aceeași amendă. Este aceeași amendă pe care o ia un om care are mașină de 35 de ani. Care în absolut clar și din punct de vedere mecanic nici măcar nu întrunește maximul pe care poate să întrunească ea mașina. Dar amendează omul, nu mașina.
Da, mă, dar tu mă înțelegi că nu este vorba despre asta. Este, deci tu când amendezi... Și mecanic, nu e neapărat... Că faci testul ăla la 2 ani, nu poți să știi neapărat în ce stare e mașina după aia. Cumva să alegi 50 la oră, că zici că după aia o mai scoți, nu o mori pe toți trei, rămân doi în viață. Și tu, din nou, tu vorbești despre un fel de accident și atât. Ăla care se frânează în față și trebuie să frânezi și tu. Dacă intru pe sens invers, ce contează că e mașină veche sau că e mașină nouă? Da, tot 71 la oră aveam. De mor oamenii. E aceeași energie cinetică în ea. Trebuie oamenii îmbunătățiți. Atunci când devenim noi mai roboți, atunci trebuie să fie oameni de verde, oameni de galben și oameni de roșu. Și aia de roșu nu poate să ne voteze. Într-una din țările nordice, băgăm în niște lagăre când aia roșu. Se dau amenzi în funcție de venit. Se dau amenzi. Am mai vorbit despre asta și sunt total de acord. Așa ar trebui să fie toate amenzi. Sunt țări care au... Da, problema care este că la noi sunt oameni care au venit 2000 de lei și sunt mega bogați pentru că au alte... Frauda, au alte business. România, păi după aceea care fraudează statul, ei dividende, ei... Asta ar fi... Dacă tu ești rupt în curs și firma îți cumpără de toate, nu mai ai cum să demonstrezi, că tu mergi cu mașina firmei. Vreau să rectific, am spus 10.000 de lei, 1.000 de lei amendă, nu 10.000 de lei. 1.000 de lei amendă. Dar nu contează suma pentru gheboasă. Contează. Nu contează suma. E vorba de... E gestul. Cred că e mult mai mult. Ce, n-are gheboasă 10.000 de lei? Avea și 10.000, dar... A, 10.000 sau 1.000? 1.000 s-a dat amendă. Dar ar fi avut și 10.000. Stai un pic, că și Sorin avea 12.000 de lei, 1.200 de lei. El și tot... mai mult că n-a avut vinietă în Ungaria decât dacă spuneai găoază. Dacă te plimbai prin Ungaria și spuneai găoază, nu în ungurește, trebuie să zicem cu ce în ungurește la găoază. Nu o să mai repet cuvântul, dar a fost cel mai căutat cuvânt de pe Google, da, săptămâna asta în România. Am înțeles. Cred că au fost niște rezultate interesante. La toate podcasturile erau băieți. Ce înseamnă găoază? Găoază la Untold. Găoază gheboasă la Untold. Da. Doar cităm aici. Da. Este, acest podcast este un pamflet. A apărut și noul Doom. Duster. V-a jucat Doom 3, stați așa, v-a jucat Doom 3? Nu. Niciun ce, Doom 4 acum? Nu, a apărut Doom 3 și la noi în România, dar e Doom dicționarul ortografic. Ah, ok. Nu e ortopedic, n-are cum să fie. Și ce noutăți, ce schimbări are? Sunt peste 3500 de cuvinte noi și vreau să știu dacă să-mi ziceți niște cuvinte. Evident, prima întrebare. Găoază. Să vedem dacă găoază apare. E vechi. Da, cred că e vechi. Da. Ce cuvinte ați băgat voi în Rideshare. Cred că este englezisme din astea așa, da. Floștomoc. A venit un val mare de englezisme. Eu aș băga floștomoc. Floștomoc? Hai să căutăm floștomoc. Eu am o întrebare legată de asta. Am avut ultimul video în care m-am chinuit să scriu cât de corect am putut în limba română și am avut o singură locuțiune, să zic în engleză. Am zis la un moment dat fun fact și am zis o chestie de... Și am avut un comentariu de la unul care mi-a zis că e plin de romgleză tot scriptul și literalmente n-am niciun alt cuvânt în engleză, toate sunt în română. Și vreau să știu dacă vouă vi se pare, dacă zic fun fact, e romgleză sau e doar o bucată de engleză acolo? Adică romgleză eu cred că e când le stâlcești, le român... Dacă ziceai fapt fun, era român. Da, fapt amuzant. Da. Și fapt amuzant. Era doar română. Da. Nu, romgleză e când ai cuvinte în engleză împănate. Presărate, da. Asta e o expresie care e... Like, când e zici greu like. De înlocuit. Da. Și like. Da. Când a făcut aia like, știi când... Nu-i deranja la toți oamenii. Unii folosesc engleză și parcă curge ușor, dar la unii chiar zgârie. Uite, el folosește. Weekend e englezism sau nu? Nu mai de mult. Nu mai este, nu? Dar bănesc că sunt niște oameni. În română nici să mai scrie cu W, să scrie cu U la noi acum. Weekend. Ui. V-ar mira, sincer, v-ar mira dacă de mâine s-ar scrie așa. Weekend. Da, am văzut, dar l-am văzut scris așa. Weekend. Plover, cum scrii plover? Cine știe asta? Și scrii plover, pullover. Cum e dicționar, sunt curios. Cum îi spuneau... Că e pullover, de acolo vine. La o lucrare la geografie, eu cu un coleg am scris iceberg, iceberg. Și trebuia să scrii AIS. Da, zis, nu te cred. Da, nu, AIS să scrie iceberg. Nu e corect, dar știa și el un pic de engleză și a zis, ok, am înțeles de ce a scris așa. E în română e iceberg, AIS. Nu există floștomoc, dar există
Flomoștoc. Flomoștoc, ce? Da. Flomoștocul este un cocoloș sau un ghemotoc. E dat-o la Flomoștoc? Cred, da. Cred că trebuia să-și justifice banii ăștia care au făcut update-ul. Da, așa mi se pare. Programatorii. Flomoștoc. Cred că e de ceva vreme și e pullover, într-adevăr. Nu e, dacă cauți pe Google, te întreabă cum e corect. Pullover, plover sau pullover? Și e pullover. Adică P-L-O-V-R, nu? Nu, pullover. Pullover. Ok. Cu doi de L? Nu. Ăla e, din nou, ce ziceți, polițiști e în Ungaria. Pullover, așa scrie? Pullover, da. Pullover. Pullover. Am pullover, da. Bluză. Bluză groasă. Ieși afară. A, e Raul. Nici Raul. Hai, Raul, împarte un microfon aici cu mine, stai aici lângă mine. Ai un microfon și pentru Raul? Nu. Am venit să vadă live-ul. Ne distrăm aici. Doar se plictisea prea tare cu Frânculescu. Da, e zi plină astăzi la comics. Ah, și by the way, ăsta se filmează de ziua, stați așa să deschid și ăsta, de ziua de naștere a comediantului Alexandru Minculescu. Vreți să-i spuneți la mulți ani lui Alexandru Minculescu? La mulți ani, Alexandru Minculescu. Sper că vă distrați la ziua ta. Toți oamenii care n-au fost invitați. Da, aici. Ei. Te iubim. Da. Ce luăm cadou? Minculescu, cât am face? Aproximativ. Tai aici dacă zice ce eu presupun că... Un 37, zicem. Haide să vedem, să ghicim. Eu aș face un 34. 34? Da, 35. 34. Nu, mă. Zic eu 36, Raul? 41, nu știu. 41. Deci tu ai zis tot 34, trebuie să aibă. E tânăr, mă. Haide să vedem. Fata de noi e tânăr. Eu tot sper la 41. Da, și tu câți ani ai? Păi tu ai tu la 33? Ce tare ești? Mamă, te tu știu ai de la 33? 19. Wow. Da, te știu de la 19, te știu nu, de la 20? Da. Te vedeam mai matur. Cât aveai în 2011? Cât aveai în 2011? 21? De la 21 te știu. A, taia asta, că n-are niciun sens pentru oameni. Am aflat acum că și pe rapperul Cabron îl cheamă tot Alexandru Minculescu. Băi, ești prost. El are 40. Ce tare internetul. Așa? De Cabron are 40. Mea. Da. Deci și cât are Mincu? Nu reușesc să găsesc vârsta lui Mincu pe internet. Dai un mesaj. De asta zic eu că are Mincu mulți ani, că nu ascunde vârsta. Ascunde, probabil că ascunde el ceva. A ascuns asta, da? Informația asta. A plătit hacker ruși să șteargă internetul. Să șteargă internetul? Să zică în special. Să reseteze internetul. Să zică. Am senzația că e tematic. 87? Ok, 36. 36, bravo. Nu știm. Stai un pic, că nu știm. Da, da, a zis că e născut în 87. Deci a făcut 36, astăzi face 36. Da. Deci 36? Avea 35. 36, da. Păi stai, la ce oră s-a născut? Exact, păi nu, că eu am zis 35, vreau să știu dacă... dacă spuneai... Pe tehnicalități, așa? Da. Exista așa cu 3 zile în burtă. Păi pe tehnicalități s-a câștigat și cursa aia 80 de zile în jurul pământului, nu? Că era practic, el avea mai multe, dar s-a dat înapoi și în fine. Vremuri. Apropo de șters internetul, m-a întrebat un băiat odată când aveam calculatoare de asta cu dischetă, de câte dischete are nevoie să copieze internetul pe dischete. Nu te cred. Da. Stai, mie mi se pare mai dubios că te-a întrebat pe tine cineva. Păi aveam calculator. Eram perceput ca om știutor. Wow. Da. Hackerul. A început hackerul. Dar el, ce însemna pentru el internetul? Asta cred că e întrebarea cu... Era acum mult timp, dar tot era mult internet. Okay, adică deci nu știa, puteai să pui întrebare. E mult internet. Nu aveam impresia că internetul sunt... Cred că erau niște tera întregi și atunci, nu era... Da. Prima când am auzit internet, credeam că e un fel de joc ceva. Aveam calculator, aveam jocuri și mai era ceva internet despre care lumea vorbea. Eu zic că are porno. E ceva, e un lucru ceva în care intri și faci un lucru. Când au făcut internet acasă prima oară, am fost foarte dezamăgit. Părea că era nu efectiv, făcea nimic. Am intrat pe Yahoo și doar un meniu lung. Tot doar apăsai din... Ce vrei? Sport? Cultură? Hai cultură. Filme? Ok, filme. Hai filme. Ce filme? Comedie? Și tot apăsai... Tot intrai într-o chestie, într-un tabel lung. Părea schemă piramidală. Ok, nu sunt filme aici, hai să intrăm la jocuri. Jocuri, ce jocuri? Bro, nici aici nu jocuri, e doar o listă de jocuri. Nu era nimic de făcut pe internet. Și mi-am aminte... Cam așa era, da. Nu era era hype-ul mare pentru internet și într-adevăr nu avea ce să faci.
Pe mine m-a șocat că m-a întrebat cineva ce înseamnă VVV. Okay. Când eram în liceu și mi-a zis World Wide Web și am fost... Da. Mi-a explodat capul. Am zis că primul cablu era doar între New York și Londra. Și eu dat ei numele World Wide Web. Păi cum e la american, totul e campionatul mondial. Totul e campionatul mondial de darts, campionatul mondial de... Serios? Fotbal. Da, dar e fotbalul american. Miss Univers. Aia e Trump ăla, e la alt nivel. Fotbalul american, din nume fotbalul american, joacă World Championship. Asta e campionatul pe care îl fac ei la sfârșit de an. Baseball, chiar se cheamă World Series World și mai Series. Sunt alte ligi, în alte, mai, baseball e popular și în alte state. Japonia. Dar la World Series, cred că aș mai fi și în Mexic, cred că mai sunt și în America de Sud, okay. Aș zice. Okay. Și ăia din Japonia, dacă ar vrea să se califice, nu poate să joace la World Series, nu. La World Series? Aia doar dacă joacă bine la ei acolo și transferă cineva la World Series. Nu te cred. Doar cu jucătorul poate să merge. Ce căcărnere. Da, da. Imperiile astea. Americani. Că tot, uite, am vorbit de sport. Știu că vă place fotbalul. Știți ce se întâmplă în Arabia Saudită în fotbal? A ajuns cumva informația asta vreun pic apoi? Arabia Saudită acum investește foarte, foarte mulți bani în fotbal și au început să aducă jucători care nu sunt neapărat la sfârșit de carieră, aruncând cu bani în ei. Așa, și? Printre care și Cristiano Ronaldo. Așa. Cristiano Ronaldo ați auzit, așa. Nu? Da. Cristiano Ronaldo s-a dus în Arabia pe foarte mulți bani și acum, după un meci, a dat un gol și și-a făcut cruce după ce a dat gol. Da. Și este există discuții cum că riscă să fie arestat și acum legea asta ar prezice că dacă faci în public simboluri ale altor religii... Și ăștia nu știu multe în Arabia Saudită. Cum zic ăștia? Infidels. Exact, a făcut gestul suprem de infidel pentru ei. Acum, problema e că ei au investit foarte mulți bani pentru a-l aduce pe Ronaldo acolo ca să se uite lumea la fotbalul lor. Da, 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 știu. Da, problema dar nu i-ar fi zis? Poate i-au zis, dar asta din reflex. Bă, e reflex, nu prea ai cum să... Reflex, și nu prea poți să... Mă, n-ai văzut babele care trec pe lângă biserică cum văd imediat. Se duce mâna singură. Alea care nu mai au... Nu pot de proteză să facă. Da, nasol. Mi-ar fi frică dacă aș fi Ronaldo acum. Știi că ăștia au foarte mulți. L-au omorât pe unul în ambasada din Istanbul, parcă au trimis o echipă de Kahanji. Nu se joacă. Canadian era ceva jurnalist la Washington Post, dar era mult mai sărac. Da. Ronaldo. Da, Ronaldo nu prea au cum să-i facă, că își pun lumea în cap. Asta credeți că există o șansă să Da, 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 adică adică poate să fie, dacă se întâmplă chestia asta, cred că poate să fie un world movement din ăsta de cancel culture pe Arabia. Adică să fie, bă, gata, ia. Și ei tot încearcă acum să... Păi da, că ei tot încearcă să iese, să... Da, 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 da. Și atunci cred că ar fi așa un ia marș. Eu nu cred că ar avea ce să facă lumea. Ce ar face lumea dacă îl arestează pe Ronaldo? Nu mai mergi în Dubai. Să pierd foarte mulți bani din turism. Nu, e altceva. Arabia Saudită. Este un termen în Anglia, football washing. Da. Ei deja au strategia asta de multă vreme și o grămadă de echipe din Anglia sunt cumpărate de miliardari de ăștia din... Și Parisul. Și Parisul și da, și mai sunt și altele. Da. Acum o fac la ei în țară. Asta e strategia de la început. Și atunci încearcă și ei să pară cât mai oameni. Cum? Football washing, ai zis? Football washing. Mm-hmm. Când cumpără cumpără cluburi. Când într-un da, un football washing înseamnă că spală imaginea prin sport sau spală banii prin sport? Cred că spală imaginea prin sport. Aha. Banii statul lor. Nu trebuie spălat nimic. Banii din petrol, e clar. Ei să... Dar ce că i-ar fi cei mai bogați din lume? Așa pare, da. Arabia Saudită. Am auzit că tipul ăla de la francezul ăla cu Dolce & Gabbana și ce alte tricouri mai are. Louis Vuitton, oficial, dar ăștia s-ar putea să fie under the radar, că nu știi exact cât au. Asta sunt în topul Forbes cumva și mai trece în funcție de prețul acțiunilor, se tot schimbă. Da. De clar, da, dar ăștia nu cred că au, ăștia stau pe bani. Exact, da. Prințul MBS presupun că are mult mai mulți bani pe care... Mă ligă cu brânză și smântână? Am neștept. Îți dai seama câtă mămăliță. Așa să le ajute Dumnezeu sărăcuții de ei. Plus că din nou ăștia când te uiți la ei, când cei mai valoroși Forbes acolo, n-are banii fizic. Nu da, are. Da, da, da. E doar un clasament pentru săraci. Să se uite săracii la ce ar putea fi dacă și-ar vinde sufletul. E o valoare estimată a lucrurilor. Da. Apropo de romuleză.
A activelor. Foarte frumos. Mă, este o chestie foarte drăguță despre, despre așa din, din, nu știu dacă Arabia Saudită, Dubai, dar oricum toate din Emirate de acolo. Oamenii trăiesc așa de bine acolo, localnici, și că trăiesc extrem de bine și au salari și trăiesc la... Nu știu ce, au rentă ei, nu cred că au salari. Au ceva, da. Da, trăiesc, da, pur și simplu, da, trăiește extraordinar, da, de bine, da. Și apară nu-i, nu-i nicio, nimeni nu fură nimic, nimeni, fiind pedepsele așa de grave, nimeni nu, pentru un iPhone care oricum îl primești în poștă în fiecare săptămână, n-are niciun sens. Nu știu cum n-ai voie, nu, dar așa, okay, fiecare, fiecare dubaiesc primește un, un iPhone pe săptămână, da, da, se bat cu ele, în fine. Așa a crescut valoarea Apple. Dar ei tot cei toți merg în vest ca să studieze, că doar de acolo sunt facultățile celebrate și toate celea. Și absolut toți cei, că e așa, un 100% dintre oamenii din UAE care merg la o facultate din vest, în prima săptămână le fură ghiozdană. Le fură ghiozdană? Rămân fără laptop. Asta e botezul lor. Ce mai victimizabil oameni din pământ. Ce mai vulnerabil oameni, dacă vrei să... Nici nu învață să aibă grijă a lucrurilor, că dacă la ei nu se fură, da, n-au nicio treabă. Fucking shit. Românii când se duc la facultate merg cu ghiozdanul în față, nu știu. Doua, ca să nu îl taie. Și a doua chestie care le se întâmplă, imediat cum ajung acolo, cineva le fute prietena. Din țară sau de acolo? Din vest. Aha. Păi presupune, nu, că nu mai au aceeași putere asupra ei, însă da, nu vreau să zic, îmi pare rău că am stricat momentul. Dar au mai multe, nu au mai multe prietene. Mie mi se pare că mult, știi că mai văd așa, mai văd pe TikTok niște cimitire de mașini din Emirate. Bă, și vezi niște mașini în cața arbunată. Da, sunt de mers. Fix abandonate pe drum, așa, Ferrari și... Bă, dar niște extraordinare, extraordinare. Dar știu că era o explicație pentru asta, că e mai ieftin cumva pentru unii dintre ei să renunțe la mașinile alea decât să le... Facă ITP-ul. Să plătească taxe, da. Mm-hmm. Ah, știam asta. Sau au pierdut cheile. Sau e o memă pe care am citit-o pe internet. Acum, nu știu, da, multe, cine? Multe și nisip mult pe ele. Dar frumoase tare. Da. Hai. Hai, altceva. Da, hai, gata, vrei la show? Credeam că gata, ne terminăm. Nu știu, mai... Altceva. Dar n-ai zis ce cuvinte au fost adăugate acolo? În... Păi nu le are. A, nu le ai. 3000 și ceva de cuvinte. Credeam că e ceva interesant. 3000 și ceva de cuvinte. Eu nu folosesc 3000 și ceva de cuvinte. Toată viața mea n-am folosit 3000 și ceva de cuvinte. Astea doar noi. Nu, dar n-am. Cred că dacă adună anul trecut, bat pe la 2500 de cuvinte. Că tu nu folosești multe cuvinte, dar frecvența e mare. 20% din ele sunt Mara și Tudor. Asta e 20% din cuvinte. Nu, că sunt 3000 noi. Mara, tu, Mara, Tudor, Tudor. Ce? Eu zic, în total limba română, 100.000, 150.000 de cuvinte? Nu cred că o să așa multe. 150.000 de cuvinte? Eu zic până la 20.000. Dacă, mi se pare imens dacă o adăugat 3% într-un an. Atât o zis? 3% o zis? Păi nu, 3,5. Eu presupun că sunt 100.000 de cuvinte. 100.000 de cuvinte? Să nu zici că așa, eu zic că... Nu cred că 100. Mi se pare nou. 50, poate, nu 20, dar nu. 50.000, atunci au adăugat 20% într-un an, unul din 5 cuvinte e complet nou? Tu îți dai seama că în limba română e și cuvântul hatâr. Toți învățații s-ar spânzura la un moment dat. Da, dacă zici așa, nu știu. Ce cuvântul hatâr? Cine a folosit hatâr? De când a folosit hatâr? Site-ul anideșcoală.ro spune că reiese din DPDEX online, reiese că ar fi un număr de 75.399 wow, de cuvinte. Aici fiind incluse și interjecții. Ah. Da, mă, dar câte site astea? Să fie 100, nu cred că sunt mii de interjecții. Aoleu! Ei, na. Ei, na. Că stai un podcast. Hai acum. Asta nu știu dacă e intersecție. 75, ok. Am dat-o la jumătate. 75 de mii. Îți fericit. Mamă, simt așa prost acum. Noi folosim foarte bucur de toată limba română. Da, problema, știi care este? Că tu dacă ai ști să folosești... Tu dacă ai ști să folosești 50.000 de cuvinte, dacă ai ști să le folosești sau le știi pe toate și le-ai băga și le-ai folosit frecvent... Nu m-ar înțelege oamenii. Nu te-ar înțelege oamenii. Trebuie să stau doar cu academici. Acamedicini. Degeaba știi multe. Stau cu toți acamedicini. Academicienii. Bă,
poate și o să numesc una din speciile de nouă cele fucking shit, academicien. Ce mă deprimă la... Eu vreau să schimb subiectul complet. Da. Ce mă deprimă la a trăi într-un oraș mare, tot că am trăit din Vaslui și am trăit la București și acum trăiesc la Londra, dar faptul că e orașul așa infinit și poți să descoperi infinit dintr-o locație, dar în același timp, cam pe aceleași două drumuri te duci și pleci de acasă. E aceeași stradă pe care o bați la infinit. Da. Deci stai, mă duc la București și acolo sunt muzei de făcut și stai la același semafor. Evenimente și... Măcar să fie alt semafor. Da, ce am avut iluzia asta când am venit în București? Sunt atâtea de făcut. Căcat, tot dar pe moșilor mergeam. Sunt mai multe de făcut în București de făcut. Decât în Suceava. Dar nu înseamnă că faci. Asta. Doar ideea că sunt. Și nu poți în București. Tu când stai în pușcărie, te omoară faptul că nu poți să ieși. Nu, adică ideea că nu poți să ieși. Da. Că așa adică în casă stai, uite-l pe ăsta. Ăsta pleacă să te omoară doar ideea în pușcărie. Cum adică te omoară ideea că nu poți să ieși? Tu omoară că nu poți să ieși. Fizic nu poți să ieși. Decizi, tu în București. Stau și filozofează toți, doamne, îngrădită libertatea intelectuală. Sorin e pasionat de filme cu evadări. Tu în București. Ușa larg deschisă cu aia, dar n-ai voie să ieși. Tu în București, tu stai acasă. Tu nu ieși, tu ești unul dintre oamenii care se autoprizonerează. Acum sunt afară. Acum da, dar în rest, cumva găsești orice motiv să stai acasă. Ba da, doare dintre Toma. Ideea că nu poți să ieși. Da, pe mine nu mă deranjează ideea că nu poți să ieși. Mie îmi place ideea că nu poți să ieși. Bogzi, că nu trebuie să ieși. Că nu trebuie să ieși. Am o întrebare dintre Toma și Sorin. Care crezi că a reușit să evadeze? Iaduri în care stai tu și criminalii. Că stiluri diferite, știi? Ce întrebare bună. Dintre Toma și Sorin. Eu cred că amândoi am reușit. Eu cred că amândoi am reușit să evadăm, dar pe stiluri diferite. Pe stiluri diferite, nu? Da. Adică eu ca să evadez, aș apela la forță brută la un moment dat, într-o situație. Nu, într-o situație când mă transportă, dacă m-ar transporta de la undeva în altă parte sau așa. Alo, baza. Adie, deschide-te! Asta e, eu cred că dacă ar fi cariere mai mare, nu ați scăpa amândoi, să presupunem. Bă, de scăpat, nu știu, de ieșit. Eu cred că Toma că e mai mic. Da, e un avantaj. E un avantaj. El s-ar putea să-și folosească capul mai mult în sensul să dea capul. Dar are capul mare, nu capul e printre gratii. Mă prind aia o țeavă undeva, doar capul afară de țeavă. Rămas... Da. Vrei să ne povestești despre cum a fost în vizita la Pârnaie? Da, am făcut stand-up la penitenciar. Acum Brăila. Recent? Da. Dar cum de? Ne-a contactat de acolo o doamnă... Aia de la Iași? E polițist, gardian, nu știu. Aia de la Iași? Că lucrează la Brăila, la penitenciar. La Brăila. Ok. Și a fost... e mult de... A mers? Bă, show-ul a fost ok. Oamenii foarte happy. Te uitai spre ei sau te uitai pe deasupra lor? Aici eram eu și aici începea oamenii. Ai editat mult din material să nu spui. Știi că gândești la magazin? Ați fi foarte surprinși ce dimensiuni ciudate capătă materialul. Cuvintele în mediul ăla. Îngrădite. Spre exemplu, sunteți bogați? Deci întrebarea sunteți bogați? E cam ca la un corporate. N-am putut să zic asta, sunteți bogați. În schimb, mi s-a părut foarte dubios la bucata cu accidente pe spate, la final când zic că îți dau un cap, te las lată, te tai cu șișul și alea. Cumva, erau, da, erau toți așa. Parcă cumva zic, toți lume. Zic lume, parcă toți ne-am simțit dubioși față de polițiști, că erau ăia, unii erau acolo cordat cu șișul. Adică probabil că erau sau niște tâlhărimi sau ceva. Da, că râsul din sală de obicei, că lopții oameni care își doresc să dea cu șișul. Da, am văzut atunci, care e soluția, nu e aceeași. Cumva în sală oamenii empatează cu tine furia aia. Dar furia neconsumată. Dar ei au furia consumată, adică la ei fapta s-a petrecut deja și era altă dinamică. După aia aveam o glumă cu polițiști, n-am putut să o dau. Foarte bine. Aia cu polițiști, cu ăla care răspunde, de zici că se gândea la mărire, de la că eram prea acolo, era foarte fucking shit. A fost... Și după? Au zis ceva? Și oamenii ăia, m-am uitat la oamenii, deci în ochii unora dintre ei se vede...
regretul meu. Deci nici măcar nu se putea uita la noi în ochi. Deci se vedea, era o apăsare atât de puternică. Nu erau unii, erau destul de calmi. Nu poți să pleci. Mânca ideea. Ținea cu ochii în pământ toată ideea aia. Ce prost. Da, cred că... Da, și a fost, din ce am înțeles, de la Birtaș, care era în spate meu, când am ieșit, în spate plângea. Că după ce am plecat noi din sală, eu l-am scos și pe ei și l-am băgat în dormitoare și s-a uitat foarte cu jind încolo cum am plecat, așa a fost un pic apăsător așa. Se uitau, și cred că cu jind chiar și la Birtaș. Da, cred că pentru câteva clipe chiar am reușit să-i facem să uite de situația, că asta practic s-a încercat să le dea un pic de. Și au fost niște bucăți în care s-au râs bine. Deci a fost... A uitat un pic. By the way, altă chestie care era tot dubioasă tare. Erau două femei. Deci eram o sală în care eram numai masculi, că așa era situația, erau ei închiși acolo și erau niște polițiști care erau bărbați și două femei. Era doamna care ne-a chemat și mai era o doamnă gardian în dreapta mea. Orice referință la femei în bucata aia avea cu totul altă dimensiune. Și altă greutate. Deci era atât de apăsător tot. Da, o simțeai tu? Sau? Da, mă, se simțea un cringe pe sală. Era o ceva, man. Era o... Era un cringe de fiecare dată când zicea că femeile sunt proaste. Era așa, mă, da. Fucking shit, da. E... Cred că și ține cringe-ul mai închis acolo. Totul mai... Da. Și arată pușcăria, arată, n-am avut bani să cumpărăm perdele, am pus ce o zis statul să se pună. Arată exact așa, arată. Sală de dirigenție. Da. O sală de dirigenție cu multe scaune, cu draperii de alea de liceu care culisează, cu jaluzele de alea. Și în rest, nu știu ce să zic, oamenii foarte nice, adică și gardienii și așa, plus că ăștia care erau acolo deținuții, nu erau la maximă securitate, erau deținut în regim semideschis, în sensul că cred că nu sunt închiși neapărat în celule, închide noaptea probabil, dar ziua asta cu celulele deschise și îi duce la muncă în folosul comunității. Și mi s-a părut o chestie, că mi s-a părut nice că ăștia de la penitenciar ne-au mulțumit nouă pentru că am venit și la un dat m-am oprit și am zis, și noi vă mulțumim vouă că lucrați. Și noi vă mulțumim că sunteți aici. Atunci, n-au avut nicio șansă. Asta. Bă, n-au nicio șansă, da. Man. Nu. Că tot vorbim de pârnaie, a fost Toma la Open Mic. Cum ți se pare Toma la Open Mic? Este... uneori sunt momente care mă trimit înapoi în zilele de Open Mic. Tristețe? Cringe-ul ăla de liniște, de nimic. Vezi asta în privirea oamenilor ce descria Sorin? Nu chiar așa. Văd regret mai mult la oamenii care urcă pe scenă în privire, nu decât în public. Dar îmi place mult atmosfera aia de început, de oameni care vezi că... Da, entuziasmul și cum să zic, îi vezi că descoperă... Nu e neapărat cuvinte. Entuziasm. Uneori sunt speriați. Descoperă mecanisme, descoperă... A, ok, sunt surprins și ei că s-a râs uneori, știi de ce s-a întâmplat acolo. S-a râs. Da, da. Scenă, da. Și în același timp, unii din ei chiar buni, chiar surprinzător de buni pentru cât de puțin timp pe scenă au. Dar nu există talent, mă. Și... Conform spuselor unor oameni pe care știm, nu există talent, există... Muncă. Și foarte mulți oameni, asta iarăși. Mulți oameni în public. Nu, mulți oameni care vor să urce. Eu n-am văzut în viața mea niciodată așa că mulți. Nu sunt destui oameni. Noi când făceam la Deco, mai știi cum ne chinuiam? Nu mai știi? Vă chinuiați să găsiți oameni care să urce. Să urce. Da. Erau deci acum cât sunt peste listă? 6 oameni, da. Adică față de câți urci, cât îți mai dau mail în fiecare săptămână? În medie sunt în jur de 30 de mail-uri pe săptămână. Și bine, oscilează perioadele, câteodată sunt și un pic mai mult de 30. Și cam câți oameni sunt cu totul? Sunt 100? Să zicem cam 100, pentru că tot la fiecare jumătate de an sunt cam 10 care... Să las. 10 noi, da.
Da, deci e o medie... Și da. Constanți sunt undeva pe la 20 de oameni? Radu, acum? cum e în Londra? Cât sunt în Londra? Mii, zeci de mii. Zeci de mii care vor să... Care zeci de mii? Nu cred că zeci de mii, dar cred că mii sunt. În ianuarie nu poți să găsești, da, nu poți exact. Găsești spot la open mic. Sunt mulți care se apucă în ianuarie. A, ca o rezoluție cu sala. Cumva, okay. Da, tot aceeași, cu sala și cu stand-up. Sunt mulți, într-adevăr, puțini care se țin, dar totuși se țin. Da. Eu mai mult, nu, eu nu surprins niciodată când văd că 10.000 care se apucă. Eu chiar surprins de fiecare dată când văd pe cineva că trece de partea cealaltă. Da. Chiar pare, da, dar cum ți-a ieșit în pula mea? Că rămâne? Pare așa un, da, rămâne, pare un mister, pare... Dar care e mersul lucrurilor acolo față de cum e aici? Că aici faci open mic, vreme, pe urmă deschizi și pe urmă, dacă ai noroc ca noi, să faci un club de casă. Acolo nu prea să trăiești din comedie. Trebuie să ajungi la TV, nu? Da, trebuie să ajungi un pic la TV sau prin circuitul de festivaluri sau nu știu ce. Deci cumva te apuci, cred că cea mai frecvent e un impresar spune că ok. Hai să încercăm. Dar sunt impresari consacrați pe zona de stand-up? Da, sunt dita mai agențiile. Agenții mari. Sunt super agenții de sală la nivel de planetă, care au și cumva au de mai multe continente actori, nu știu ce. Da, acolo fiind altă structura show-ului, care ar fi echivalentul spotului ăsta de opening? E middle spot? Ok. Și mie să încerc să trecerea de la încerci să prinzi un spot la ok, ai prins un middle spot. Adică câte minute? Middle spot-ul de 10 minute sau de 20 de minute. Ori ai 2 de 10, ori ai 1 de 20 la mijloc. Dar ăla de la mijloc de obicei e cel mai prost, după aceea ăla care deschide, cam la egalitate cu MC-ul și după aia headlinerul care e un pic mai șmecher, dar nu e așa, e un 10% în plus, nu-i cine știe ce. În America headlinerul chiar e ceva gen, e dublu față de feature, da. Și după aceea openerul la fel e dublu față de... Cât de feature. Face de obicei un headliner ca timp? În Anglia ți face în 20-30 minute, în grosul 20, unele 30... Câteodată dacă e un club de la care într-un sat undeva și n-are lumea o să plece și headlinerul are de încerca material, stă headlinerul 45 minute. Dar foarte rar se întâmplă asta. De obicei 20. Și să fac în sate? Da, în ultimele cătune. Fără... Da, nu-i chiar cătun ca la noi. Nu, am fost în sate în care efectiv tot satul era la spectacol. Era un bar acolo, tot barul la spectacol. Nu mai văzut să repede cineva din Londra. Lasă că cineva din România, pur și simplu, nu. Asta le spera. Dar aveau bar și barul era decent? Pub. Era o clădire, un fel de casă veche de 400 de ani, care avea o cameră separată pentru stand-up și satul era, știu cumva, a fost la un moment dat un râs în sală, că toți erau la, era mai mult de asta, o casă, O moșie lângă moșie, ca să zic așa. Okay. Bănuiesc că era și o zonă mai densă de case, dar în principal toți trebuiau să conducă și nimeni n-avea cum să... N-ai cum să mergi la barul ăla fără să bei, să te întorci acasă. Așa funcționează acolo. Da, atâta timp cât era toată lumea acolo. Și toată lumea era acolo. Polițistul liber în sat. Și da, și am fost să facem toate satele, să facem toate... Toate holurile. De ce e loc grămat? Uite asta, aviz pentru oamenii care vor să urce la open mic în România. Plecați, frate, în Anglia. Uite cât de mult... Sunt tot mai mulți comedianți, adică tot procentul e în favoarea României, comedianți versus public, dar mai mult aș zice ca chestie că da, nu orice hol, unde sunt trei oameni, faci niște poze, spui că la spectacol, cine spune că nu e spectacol, e hater. Da, mă, dar ei știu ce e stand-up când zici spectacol, adică vin și în cătunul ăsta, da? Dacă avea o sală specială de spectacol. A, nu, avea o sală function room, avea o sală unde acolo se căsătoreau, acolo nășteau. Function room? Function room, da. Cumva da, un închiriez pentru ceva special. Și nu, dacă știau în sensul că și da, într-adevăr, ascultau, dar se întâmplă și acolo destul de des să fie cineva care să nu înțeleagă deloc raportul ăsta, să fut un show. Unele cluburi au bouncers, unele cluburi au bodyguards. Doar trebuie să fugi. Altele, da, doar... Când se fute treaba, fugi. Că mai... Comedianța aia, mai solizi, stau în față. Da, n-aș crede că cea mai mare proză în România e mai proză decât cea mai mare proză în Anglia. Sunt și procentual mai mulți acolo. În variantă de... Da, și mult mai mulți proști în Anglia decât în România, că da, sunt mai mulți oameni.
Dar da, haideți la open mic, uite, mai apar oameni, a mai venit Toma, a mai urcat, o să mai vină și alți oameni pe lângă cei de pe listă, asta cred că era... Eu nu pot, hai că încerc, da, e așa... Despre, ba da, poți, cum să nu știu... O să fie și Sorin la un moment dat, dacă trebuie să veniți. Mi-a zis, da. Și eu o să vin, da, și Radu. În viitor apropiat am zis că nu pot. Da, nu, ba da, surprize. E un fel de promovare pentru... A, da, atunci... Haideți să facem un joc. Eu o să vă dau play la ceva. Mm. Este o melodie. Și noi trebuie să cântăm. Nu trebuie să cântați. Îi dau play, o ascultăm și după aia vreau să vedem dacă ghiciți regiunea din care este. Regiunea geografică a țării. Să trăiască Miri, să trăiască nașii, să primar și să... Ar zice Moldova. Ok, am primit un Moldova de la Sorin. Dar Moldova a zona de nord. Tot căutat accent, dar adică nu... Bucovina? Da. Okay. Nu prea era accent. Da. Moldova sud, ar zice. Moldova sud, spui tu. Da. Adică mai... Mai spre București. Galați, ok. Da. Așa, Radu? Undeva de pe Dunăre, Dunăre, ar zice. Mai la Dunăre? Mai la Dunăre, nu știu dacă în nord sau sud de Dunăre. Undeva, la Cadrilatel, pe acolo, la suna Cadrilatel. Sud de Dunăre. Okay. Dar e limba română. Tulcea, că e la Tulcea? Zona Tulcea, așa, zona Tulcea, Brașov. Brașov. A, centrul bun, țării, da. Da. Centrul țării. Bravo, da. Cred că asta e. Brăila? Este? Este cât de în sud se poate, uite. El este Banto dos Santos. Să trăiască Miri, să trăiască. Deci ce, e București? De unde e? Muzica este, cred, din zona Olteni. Deci e Africa? Da. Ok. Este primul cântăreț de muzică populară de culoare din România. Aplauze, vă rog, pentru Banto dos Santos, care a cântat acum. Dar mie să-mi zice melodia. Eu, după melodia, melodia am... Este mai e nevoie de material? Zi mare. Astăzi e zi mare. Vrei să mai faci 10 minute? Nu, păi trebuie să-l arate, că îți trebuie suport vizual. Da. Ești invidios, Tomiță? Opa! Opa! Și dacă tot am dat startul la jocuri, n-ați ghicit niciunul, da? Suntem de acord cu chestia asta. Da. Am trei imagini pregătite de pe OLX pentru Ghicește Prețul! Ghicește Prețul! Arf, 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 arf! M-am scuipat, scuze. Eu eram bun la jocul ăsta într-o perioadă. Trimis pe grup? Vi-l dau din mână în mână, vă uitați la prima, la doua. Hai să-l luăm pe rând, nu? Ce e asta? Da. Sau dăm prețuri la toate trei. Ai făcut screenshot la, dacă asta nu vedem. Da. Perfect. Vrei să și citești tu care este primul? O să citesc eu primul produs și vă dau și vă pormă să vedeți pozele. Primul produs este 3 pere în sticlă. Eu singur. Unicat, artizanat, cerb antichități, IE cristale. Astea sunt keywords ca să apară în search. Da. Dar sunt, este o sticlă cu 3 pere. Uh-huh. Bănuiesc că e ceva... Ok. Imediat, să mă uit. E singura imagine cu ele. Dar cum a băgat perele în sticlă? E? Aici e. Stai așa. E ceva alcool care îl faci, pui când e floarea sau când e para mică, pui sticla în copac și para crește în sticlă. Și să leagă pe gură, să leagă pe gură și după aia când e mare să taie creaca și rămâne para înăuntru. Mă. Da, ceva gen, nu știu, 2-3 milioane? Așa, deci stai, că zicem pe rând. Zicem pe rând într-un sens și pe urmă în altul, ca să zicem okay, să ajungi să nu fii și... E complet altă cifră, să zic, îmi pare rău. Ok. Poți să câștigi complet cu altă cifră, să nu crezi. Da, nu am înțeles. Rejoc toată treaba. Deci s-a prins ideea, da? Zice ce-i băgat în sticlă? Nu spune. Motorină. E foarte important. Tu știi cât e un litru de pălincă? Da, știu că e important. Da. Dacă e important, dar vânzătorul în acest caz nu specifică. Nu specifică. Punctul principal de vânzare sunt cele 3 pere dintr-o sticlă și okay. Nu... Și ce poate să fie acum sincer în sticlă? Bun, te rog. Bun. Ok, începem de la dreapta sau de la stânga? De la Toma, care a avut timp să gândesc. Hai, mic, oamenii la birou. Să se termine treaba oamenii. Mai trag un pic de formule în Excel. 180, o să zic eu. 180 RON s-a strigat. Ok, eu zic 350. 500.
Eu zic 250. Avem 350, 500 și... Deci, 180, 350. Uh-huh. 500. 500. Și 250. Și 250. Sunteți departe rău, din păcate, domnilor, pentru că prețul acestei sticle speciale cu 3 pere în ea este 60 de lei. Deci e prost, omul. S-ar putea să... S-ar putea nu, să nu are cum. E un litru de pălincă e 60 de lei. Și e antichități. E cristale. E cristale. Păi eu cumpăr, mie să-mi dai link-ul. Dar și eu aș lua 3 pere într-o sticlă la 60 de lei. Gata, mănușă, satin cu cristale Swarovski, Michael Jackson. Deci am câștigat, am un punct, ca să nu te da. Acolo. Așa. Tomare mănușă, primul... satin cu cristale Swarovski, Michael Jackson. Mănușă, satin cu cristale Swarovski, Michael Jackson a fost făcută pe comandă, purtată la câteva petreceri tematice Michael Jackson, în condiții de grijă extremă. În realitate, cristalele lucesc mult mai frumos decât în poze. Noaptea sunt ceva de vis. Predarea se face în sectorul 6, zona Plața România în București sau prin poștă pentru alte orașe. Prețul nu este negociabil. Acum întrebarea mea este vis-a-vis de această mânușă. Omul nu mai e fan Michael Jackson? Nu mai este, dacă da. Nu mai e fan. S-a oprit când a... Nu cred că s-a oprit, cred că acum și-a dat seama de valoarea mănușii și vrea să... Mai e o chestie, eu de exemplu când m-am apucat să desenez prima tabletă grafică era No Name și după aia pe măsură ce am descoperit mai mult și am început să am mai mulți bani, mi-am cumpărat o tabletă mai bună și am vândut-o pe aia veche. Da, poate și-a luat o mănușă mai bună, cu cristale care se lucesc și mai exact, tare. Exact, cu diamante. Cristale mai scumpe, cu diamante. Da. Ca asta ați văzut, e specificat, sunt Swarovski. Da. Ceea ce nu știu dacă... Nu e așa mare brăză. Nu e, nu. Cum îi spune da. Zirconiu. Începem cu data asta de la Sorin. 400 de lei. Așa. 300. Ok. Radu. Deci e un site românesc, nu? Da. A, Olex, probabil. Da. E... Okay. Ca ocazii, cum era ocazii? Ocazii mai știi? Ok. Cât am zis? 400? Da. Eu să zic că... 29 de lei. Dar știu că te-ai pișat pe mânușa. 500. Eu zic 500. Părerea. 500. Iar prețul corect pentru aceste mânuși este de 150 de lei câștigă de? Cristi. Iar Toma, eu? Nu eu. Eu cât am zis? Ba, nu câștigi tu. Dar eu cât am zis? Nu, câștigă Radu. Radu câștigă. Da. Eu am zis 300, parcă. Tu mă crezi că eu am vrut să schimb să pun 150? Nu, eu nu te cred. Nici eu nu te cred. Am spus 9, chiar mai amuzant decât 10. Puteau fi mult mai scumpe ținând cont de cristalele Swarovski, așa e. Aici o să știe Sorin la ultima. Nu, o credă-i. De cine a câștigat? Are aparat de lasmă, aparat de sudură? Are până acum... Pompă vacuum. Pompă vacuum pentru sălii de mulți, 750-900 de litri. Pentru sălii de mulți? Da. Litri de aer pe minut, pe 220 de volți. Hai. Pompă vacuum este ideală pentru instalațiile de mulți, la bidon. Hai, bagă. Mulți vaci? Da, se pot mulge simultan 6-8 vaci. Asta că... Cu posibilitate de 80 de vaci pe oră. Dar de ce 6-8 vaci? Dar cum 80 de vaci? Adică nu poți să prind mai multe... Probabil, da. Depinde câte sfârcurile. Habar n-am. Nu mă, se prind mai multe alea și poți să prinzi... Dar nu mai bine scrie să se vând, se pot face 8 vaci odată? N-am mult eu. Păi nu, că îți dă câte... 6, 8, depinde cât de mari sunt vacile, bănesc. Minim 6, maxim 8, nu? Că poate să da. Da, 80 vaci pe oră, dacă 6-8 vaci odată, vaci pe oră, cam cred. 10 vaci la 6 minute? M-am pierdut zic, de Radu, oricum. O vacă în 6 minute. În matematică, v-ați luat domnule. Prețul? Începem de la Radu, da? 10 vaci la 6 minute. Nu, 8 vaci. Adică să mulge o vacă durează ceva gen 6 minute, aș crede. Nu știu dacă... Este. Nu, că e ori dacă 10 înseamnă doar 10 vaci după aia pe oră și sunt 80 de vaci pe oră. Deci trebuie să fie 8 vaci la 6 minute. Nu, face 8 simultan, mă. 8 vaci la 6 minute. Da. Face 8 vaci simultan. Deci mai mult de o vacă pe minut. A, da, zic că durează să mulge o vacă. Nu zic cât e, nu zic cât da, poate să vulga. Asta zic, că nu o să fie, că dacă ai 8 vaci odată, nu te trage. Poți să ai la fiecare decalat, știi? Adică poate să dureze. Mai spun că dacă are tot aparatul ăla, dacă are uger la toată sala. Ah, înțeles. Dacă are ugerul mare de 10 litri, cum tragi 10 litri? Trebuie să scrie acolo 8, da, nu e pompă de mulți.
8, dar nu oricare pompa e de aer. Aceleași vaci în același timp. E pompa de... Bun, hai, ziceți. Sau 6 sau 7 în funcție de bănesc câte sfârcuri ale vaca? Tot eu zic primul? Să se contează. Da, păi acum zici după numărul de sfârcuri? Mine. Hai să înceapă. Păi înceapă unul ăștia. Hai să înceapă Popescu. Doar lei sau putem zice euro? Care zice euro la asta mai degrabă? Poți să spui și euro, dacă vrei că fac eu. 6.000 de euro. 6.000 de euro, ok. Zici, sorry. Eu zic în euro. Așa ales Cristi să spun. Nu, eu zic în lei. Eu în lei aș zice... 3.000 de lei. Ok. Eu să zic 1.200 de euro. Deci vreo 7... Okay. 6.000 de lei. 6.000 de lei, cam așa. Tu ai spus 3.000 de lei, Sorin, da? 3.000 de lei am zis. Da. Eu să zic 12.000 de leva. Zi, mă... Euro sau lei? Zi, mă, lire sterline. 12.000 de leva e vreo 4... E vreo 30.000 de... Nu mai știu ce vorbim. De furi. 3.000 de... Stai, eu să zic în euro și eu 1.500 de euro. Nu, nu, hai să facem 2.100. Nu contează. 2.100 de euro în lei undeva la 10.400. Dacă eu nu mai ieftin, dar striți făcuri la vaci. Dacă nici să pierd după aceea vaca. Iar prețul pentru această pompă vacuum pentru săli de mulți este 7.500 de lei. Lei românești câștigă Toma. Mamă, ce aproape a fost. Bă, wow. Băiatule. Un căcat de pompă, bă. Eu credeam că e mai scumpă. Mă gândeam că la SH, da. Bă, da. Eu n-am mai cumpărat pompe de astea de mult. De aia nici nu mai știu care e prețul. Nici nu mai ai vaci de mult, ce-i drept. Fața, o mai am. Bun, asta a fost? Cam asta a fost, că a început și show. Asta a fost. Hai să mergem la show. Oameni dragi. Am simțit foarte bine. Da, și noi. Dar nu știu dacă e de la noi. Nu știu ce, te-ai apucat de lucruri de curând? Nu. Asta doar ce am început, ca să dau speranțe publicului, că o să fie amuzant. Dar nu. Bine. Pa, pa. Ne mai vedem peste o lună. Să aveți o săptămână absolut superbă. Nu, eu sunt săptămâna viitoare, la ambele. Săptămâna viitoare sunt și eu. Super. Perfect. Hai. V-am pupat. Ciao.